Contractele pentru construcția sau modernizarea de drumuri trebuie să include datele de identificare ale subantreprenorilor, subcontractorilor sau furnizorilor de materiale, iar plățile către aceștia vor fi garantate cu drept de ipotecă imobiliară asupra creanțelor către antreprenorul general. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege aprobat marți de guvern care va fi dezbătut de Parlament în procedură de urgență. Executivul arată că actul normativ introduce o serie de dispoziții prin care se creează un mecanism eficient de informare a beneficiarului lucrărilor de execuție în ceea ce privește identitatea și nivelul de implicare ale eventualilor subcontractori, furnizori și prestatori ai antreprenorului general. Totodată este vizată introducerea unui mecanism de garantare a plăților datorate de antreprenorul general, subcontractorilor, furnizorilor sau prestatorilor. Prin aceste dispoziții, antreprenorul general nu mai poate întârzia execuția lucrărilor sau majorarea prețului contractului și, în același timp, se asigură un tratament corect al subcontractorilor, prestatorilor, precizează guvernul. Proiectul inițiat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine modifică și completează legislația pentru înființarea companiei naționale de autostrăzi și drumuri naționale. Contractul de întreprindere, având ca obiect realizarea sau modernizarea de drumuri, încheiat între Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale și antreprenorul general al lucrării, trebuie să includă datele de identificare ale tuturor subantreprenorilor, furnizorilor de materiale de construcție și ale oricăror altor subcontractori care furnizează bunuri, prestează servicii sau execută lucrări necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de întreprindere, precum și valoarea estimată prestațiilor fiecăruia dintre aceștia, indiferent dacă aceștia au cu antreprenorul general raporturi contractuale directe sau prin mijlocirea unui terț, se arată în document. Pe de altă parte, la încheierea de contracte de antrepriză, Compania Națională de Autostrăzi și Drumul Naționale și antreprenorul general vor constitui în favoarea subantreprenorilor a furnizorilor de materiale de construcție și a oricăror altor subcontractori ai antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror creanțe bănești datorate de către antreprenorul general în baza contractului de antrepriză.